Hopp, 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 hopp. Boom, strip! Wow! Oh, gata, trezi! Deci, acum stăm cu băieții aici la o întâlnire, ne lămurim la regulamentul, Ovidiu vorbește despre regulament, despre tot ce o să fie mâine, cum trebuie să ieșim pe scenă, tot absolut totul, le spunem, apoi mergem la o masă comună și o să mergem la culcare, să ne pregătim pentru mâine. Bă, bun! Aș citi până la cu regulament, să-l dăm cu... Hai că până vin băieții, discutăm noi, că vine de la Bacău, dacă nu mai vorbesc eu pe ei în particular. Nu, că eu am știut eu. E clar că elementele statice, el o să le arbitreze. Băieți. Ni băieți. Asta e. Salut. Mihai. Salut. Ciao. Sper să fie totul bine. Cel mai bun să câștige. Nu, zic, sper să mai trească să dau luni un interviu. Nici n-am examen în dimineață, dar... Băi, ce bine, m-am lămurit cu toate examenii, când înainte le-am dat, știi? Da? Da, n-am avut nimic. Eu am avut și azi dimineață examen. Și cum? Când am venit după examen, am luat pe mașina și hai... Asta e, când vrei ceva, faci. Am venit la campionat să vorbim despre examen. Foarte bine. Da. De ce facem acum unde mergem? Mergem să mâncăm. Da. E o foame de nu mai put. Am zis că o să avem piept de cui. O să crească, nu o să ne încapă. O să crească, mă rog, bicepsurile mari. Băieți stau din urmă. Vin mulți. Ăsta cu spatele lat merge înainte, de eu mă filmez pe mine. Cam asta e ideea. Deci ne învățăm să vorbim pe limba rusă aici în parc. Dobre vecer. Dobre vecer. Da, dobre vecer. S vami Migamarit Mihail Isaicul și Samuel Lăcătuș. Spasiba. 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 Spasiba большое. Вот, впереди нас сейчас пойдут очень красивые девушки. Вот, девушки красивые. Оп. Это фрумасе, я спус. Nu știu că nu înțeleg ce zice, dar... Păi da, pot să spun ce vreau. Cum este? Când am fost în Cehia cu Ionus, un băiat, un prieten. Da, dar știu că mi-a zis ce făcea. Măi, ăla facea niște prostii, vorbea, știi? Pe limba română și nu înțelegea nimeni ce vorbea, știi? Da, mi-a luat niciodată. Da. Ni, ajungem acuși la stadionul de la Cluj-Napoca. Un stadion foarte mare. Ovidiu mi-a spus că are undeva 40.000 de locuri. Noi încăpem, uite. Wow. Cine e la asta? Nu poate stătea locul. Că nu pot să nu filmez, el nu poate stătea locul. Băieții din urme. La ce este stadion? Cluj. Vreau să fac și eu vloguri, dar eu nu sunt bun la vloguri. Ha? Nu sunt bun la vloguri. Păi te înveți. Așa mă filmez odată când dau chestii. Și gata. Am 94 de abonați pe ei. Salut băiatul, ce faci? Bine, și eu. Ești gata? Salut, Mihai. Băieții? Da. Sunteți gata? Salut. Mihai. Ce faci, mă? Băi, clar, mă, echipa N Generation. Cum să ne-o cunosc, mă? Asta e. Deci am și eu acasă. Nu, l-am la mine, dar e. Am două. Eu știu cine o să mănânce primul aici. Asta a fost totul. Uite, mă, uite ăștia cum am mâncat. Mâine nu mai face viu samolotul, gata. Передний вис, ну май пакет. Передний вис. Гадо, терминал, надо мыть. Оудей. Боите борбеска коло? Мункаря фос буна? Сами пью дебил. Самуэла, паре фос бурте? Акум атета за дигере. Е клар. Стоим акум ла тречере, аскептам са тречем. Боите фос имбракат. Фомос. 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 Фомос
Așteptăm să vină 3. Nu, doar mâini poți să treci. Bine, bine. Altă fel n-ai cum. Asta e de Moldova. Suntem aici cu băieții. Învârtesc. Uite. Suntem la conferință. Dacă te rămâneți așa. Ăla ăsta. Măi, noi vă discutăm aici sau facem plan? Ți-a venit ideea în cap? Nu, mâncarea n-am. Am crezut că e ideea în cap. Că drona filmă. Ce cop. Adunat la un loc, nota 5 poți lua față la dinamică, la fel ca la stat. Da, complicat nota 5. La combinații, dacă faci doar combinații statice, maxim 1,5 note. Dacă faci doar dinamice, din nou, maxim 1,5 nota. Înțelegi? Dacă faci doar 360, 800, 5,000, așa. Poți, și ca să iei, ca să poți ieși la dinamică. O notă mare, trebuie să faci minim două statice și minim două dinamice. Asta înseamnă că poți să faci front, tracțiune în front, back, tracțiune în back, e corect, sau poți să faci front 360, back 540, îți dau un exemplu. Deci la fel, e tot dinamică, aici nu se face diferența ce fel de dinamică, dinamică cu statică. Ce și ca să poți doar nota 5... Mișa, e bun, de ce aici? Așa, bun, uite-o, măsii, mă! Stai, mă, stai, calmează-te! Ha, mă, vede! Stai, să-mi dau calmează! Dar nu stau cu el, mă, de ce aici? Dar nu stau, dar nu-i dat drumul! Nu dau drumul! Nu stau, spun că e rece! Stai, ia! O stau, mă! Mă, ce de bune-s! Uite cât te dă! Fo! Parcă le-a dat drumul pe toate, tamam pentru mine. La sfârșit, știi, să filmez vlog. Gata, asta a fost precis. Hei, salut! Deci dacă ați observat acum niște saluturi, am cu focuri de artificii afară. A fost foarte, foarte super asta, merge o nuntă zilele Clujului și a fost o nuntă și a fost niște focuri foarte interesante și bune. Am filmat până acum live în direct, acum o să filmăm niște secvențe pentru vlog, dragi prieteni, pentru voi. Și o să fie totul super, super și interesant. Acuși numai să zic, dau comanda și băieți, acuși arată bicepsul meu. Feliz. Ovidiu! Am toți bicepsurile arăgate. Toți. Hai bă! Dar nu așa trebuie, uite, eu, tu, stai. 1, 2, 3, eu, hop. 1, 3, Oh, gata, trezim! Bă! Lasă-mi cu voi, băi, gata. Până aici. Cam asta e, băieți. Aici. În jos. Spre infinit. Deci astăzi, ce să vă spun, am avut o zi foarte superbă, plină de aventuri foarte plăcute, nu știu, foarte, foarte mult încă o dată, Andreea, mulțumesc mult încă o dată pentru invitație, este foarte, foarte super mâini deja și competiție, vom vedea cine de ce este în stare, vă vom alege pe cel mai bun dintre cei mai buni care va reprezenta România la campionatul mondial. Așa că mâine avem o zi grea, acum ne băgăm la somn. Cu voi a fost Mihail Isaicu, deja ne vedem mâine. Salut! Să aveți un weekend plăcut și plin de aventuri interesante, cum l-am și eu. Deci mergeți spre succesul vostru, să știți niciodată să nu renunțați la ceea ce aveți în cap, ceea ce aveți pus în scop și mereu să realizați. Mereu să mergi cu pași mici, dar constant spre scopul acela. Căci totul este realizat, v-am zis o dată, așa că noapte bună și ne vedem mâine. Salut!
pissed off today. And baby, everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me. Smoking cigarettes on balconies.